făcut și ăsta vlog. Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o botezăm pe Ecaterina. Uitați-vă un pic ce ordonați-vă, bă. Bă, niște părinți de vis. Tu ți-ai văzut rujul? Mamă, așa da, trăim de 3 ore. Ianta a pus-o în mașină. Ce faci, Duță? Păi, dar nu mi-ai dat să o pun... Nu mi-ai dat să o pun în mașină. Am început. Dar unde-i copilul? A, uite la acolo. Iuli, liniștește-te. Foarte frumos. Hai, Iuli. Eu nu m-am dat și eu cu ruj. Te dai în mașină, n-ai spus că te dai în mașină? Păi cu ce ruj? Ce mai era de la? Am luat biberoanele, am luat alea. Ia, trebuie închisă gărgărița. Păi și cum o închidem? Păi eu o țin și tu o închizi. Bine, ne vedem de la biserică, vei pupi. Ce ruj să-ți ia de sus? Păi nu, că n-am găsit rujul. Bine, ți-l dau pe ăla de la grița care e foarte capul. Nu, am zis că ne vedem de la biserică, dar nu se poate, e prea priceless ce se întâmplă aici. Salut! Mai multe presiuni. Asta caută telefonul. O să nebunim. Nu plânge, mă, iubire! Nu mă lăsați așa! A vomitat copilul pe ea! Leșin! Nu mai pot! Leșin! Doamne! Hai că ne vedem de la biserică! Uite, asta... Semnarea chipului cucitale. Că tu ești cel ce păzești pruncii, Doamne, că am vrednicit fiind de Sfântul Botez. Să dobândească partea aleși în brațe. Nașul? Domnului să ne și al Duhului Tău celui de viață putător, să fie ochii Tăi căutând totdeauna cu milă spre ea și urechile Tale să asculte glasul rugăciunii ei. Veselește pe ea într-o lucru în mintea ei. Dar au plecat toți. Aba nu, uite că sunt acolo. Bă, deci a stat cu minte, bă, un cuvânt, mă, n-a scos. Un cuvânt, mă. Iubiți, wow. Da. Vrem să facem cadrul ăla pe care l-am făcut și eu. Ce anume? Adică să lași telefonul puțin. Nu. Continuăm vlogul. Suntem la Media. Am ajuns în locație. Suntem mega fericiți. Uitați-vă un pic cum arată costurul ăla de la Vigo. Uita
uitați-vă un pic la soția mea ce frumoasă este. Mamă, zici că ești din Elsa, filmul ăla cu Elsa, desenul animat. Uitați-i pe nașii la interviu. Așa, așa. De la Măruță. Yeah. Suntem în superba locație, Melia. Este pur și simplu superb. Mai măicile, Caterina este aici, nu vrem să dăm muzica foarte tare ca să nu o deranjăm atât de rău. Uitați-vă ce frumos arată acești căluți. Doamne. Daria Special. Mulțumim mult de tot pentru căluții ăștia superbi și pentru aranjamentele florale pe care le avem la toate mesele. Ia uite. Perfect, mulțumesc mult de tot! Mamă, fraților, fac outro-ul acestui vlog după două zile de la terminarea botezului. Cred că motivele sunt evidente. Dacă v-ați uitat la tot vlogul, ați putut observa că pe alocuri când am vorbit, nu prea am vorbit foarte clar, foarte n-am articulat cuvintele foarte bine. M-am distrat extraordinar de tare la botez, lăsând orice fel de glumă deoparte. Am vrut să mă distrez direct proporțional cu iubirea pe care o port fetiței mele și cam așa a fost. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au venit la botez, mulțumesc din suflet locației Melia, au fost extraordinare, au făcut o treabă fantastică de la organizare până la detalii. Îmi pare rău că n-am putut să prind absolut tot ce au făcut oamenii ăștia pentru noi în acest vlog, pentru că la un moment dat, după cum ați putut observa, am pus filmări de la Emil Casa, de la cel care ne-a filmat practic botezul, am folosit footage de la el, pentru că la un moment dat n-am mai știut unde mi-e telefonul, adică era un efort prea mare să dau rec. Mă scuzați, am scuipat. Nu puteam să țin telefonul în mână, m-am distrat extraordinar de tare. Extraordinar de tare, nu mi-a mai stat capul la vlog. Asta e clar. Le mulțumim din suflet tuturor celor implicați și până data viitoare dați-i voi un subscribe aici. Nu uitați că am lansat piesă nouă, Mă Arunc se cheamă, o găsiți aici pe canal. Ce să zic? Vă iubesc și see you next time in the next video. Cu toate că n-am vrut. Vă mințem și mă arunc, sunt sigur că o să zbor.
așa ușor. Aștept doar un cuvânt, fă-mi un semn și mă.